Dacă o persoană de 75 de ani, să spunem, își primește salariul pe card, există atâtea exemple, dar primul lucru pe care aceasta îl face este să se ducă la ATM și să scoate toți banii, asta nu înseamnă că este o persoană inclusă financiar. Înseamnă că este o persoană sub-bancarizată, care are puțin acces la unele servicii financiare, dar nu utilizează și alte servicii. Situația ideală pentru a crea mediul ca aceste remiteri să funcționeze în ambele sensuri ar fi ca alte servicii financiare să apară, servicii cum ar fi posibilitatea de a plăti facturi, posibilitatea de a plăti taxe, posibilitatea de a cumpăra asigurări sau de a face mici depozite. Toate acestea ar crea o posibilitate de a trimite și de a primi bani virtuali. Și atunci s-ar putea discuta despre mult mai multe alte moduri de a capta și a atrage clienți chiar. Vorbim despre predare sau despre învățare. Și eu cred că cea mai mare bubă în sistemul educațional românesc în acest moment sunt eu. Repet, numele meu este Radu Juduman, profesor de matematică. Cer scuze încă o dată, nimeni nu-i perfect. Eu cu tabla mea. Eu, pentru că eu am învățat în facultate despre metodica predării matematici. Metodica predării fizice, predării geografiei. Nu m-a învățat nimeni despre metodica învățării matematici. Și atunci eu sunt foarte mândru că am o tablă lângă mine, în fața mea, și vreau să demonstrez vârfului de cretă cât de deștept sunt eu. Cât de elegant pot să rezolv o problemă de matematică. Eu asta fac. Acolo, eu sunt eu cu tabla mea și cu vârful meu de cretă și cu o problemă pe care, într-adevăr, știu să o rezolv în mod foarte elegant pentru că am fost bun la matematică. În spatele meu sunt niște elevi singuri, care n-au venit să vadă în fața lor un deștept sau un tâmpit. Au venit să spune să feel the joy of understanding, să simtă bucuria că am înțeles la școală ceva. Pasul de la acea fotografie, la această fotografie, nu este ușor de făcut. Este un pas al umilinței normale și pozitive pe care un profesor trebuie să o facă. Aici înseamnă învățare centrată pe profesor, aici înseamnă învățare centrată pe elev, dar învățarea centrată pe elev nu înseamnă elevul cu calculatorul și cu ochiul în ecran. Înseamnă învățământ colaborativ și adaptat pe specificul fiecărui elev în parte. Aceasta este credința vorbirea română. Sunt două exemple acolo, în pozele de sus, de clase deschise, clase fără pereți. Pentru că asta înseamnă sfârșitul postmodernismului. Din magazinele de aici și multe altele, vă loviți cu munca noastră. Practic aplicațiile de vânzare la casă, aplicațiile de inventariere, aplicațiile de discounturi, aplicațiile de promoții sunt livrate de noi către acești și mulți alți retaileri. De asemenea, hardware-ul, infrastructura wireless, casele de marcat, cântarele, sunt o grămadă de lucruri pe care le facem împreună cu acești retaileri. Lucrul ăsta ne-a învățat foarte multe lucruri. Avem onoarea să învățăm în fiecare zi de la clienții noștri lucruri noi. Însă avem și pe parcursul anilor și al experienței, avem și lucruri pe care le-am face mai bine. Unul dintre lucrurile pe care noi le-am îmbunătățit sau la care, să spun, am trece la un nou nivel, sunt convins că îl cunoașteți din interacțiunea dumneavoastră de zi cu zi cu retailerii. Este acesta. Ce vedem aici e un obiect pe care îl avem cu noi, care conține carduri de loialitate, conține cash, conține carduri bancare, conține mărunții și conține rezultatul unei tranzacții la retailer, bonuri. Mai sunt și lucruri de partea cealaltă pe care le-am îmbunătățit, anume pe partea sistemelor și a infrastructurii retailer. E un mic exemplu aici.
Ce vedem în poza asta? Vedem multe sisteme interesante. Vedem un sistem de loialitate pe hârtie, undeva în spate. Vedem o casă de marcat cu o aplicație modernă. Vedem patru terminale de la patru bănci diferite, probabil pentru acceptarea plăților la POS. Și conceptul de la care am plecat din poziția de integrator IT pentru verticala de retail este dacă am putea să facem lucrurile astea altfel. Și cum să le facem altfel? Mai simplu decât cu telefonul mobil. Dacă este mai dificil sau nu, mai ales când avem sute sau chiar mii de cuvinte cheie, putem vedea cât mai repede dacă un cuvânt este competitiv. Pe fiecare cuvânt trebuie analizată competiția. De exemplu, tu vrei să, nu știu, achezi pe televizoare Hitachi, să zicem că ai 20 de competitori reale. Ai tăi. Vezi cât de puternici sunt aceștia, analizând inclusiv off-page, off-page și social. Și în funcție de, și de punctul cheie, dacă este popular și dacă se caută, atunci poți vedea dificultatea acelui cod. Dar strict în funcție de competiție. Adică, și când este o listă mai mare, de exemplu, dacă am 1000 de cuvinte cheie, să stau la fiecare cuvânt să analizez competiția mea, ar fi, zic eu, că mi-a luat ceva timp la 1000. Ți-ar lua ceva timp dacă ai face-o manual, într-un Excel, de exemplu. Dar ai putea să folosești un tool care să facă asta în locul tău și să-ți facă o analiză de nișă. Practic, tu ești într-o anume nișă, ai 1000 de cuvinte, dar toate acele cuvinte sunt reprezentative pentru nișa ta. Tu poți să introduci într-un tool acele cuvinte și să vezi care ar fi dificultatea nișei per total și, bineînțeles, dificultatea pe fiecare cuvânt cheie. Fiți despre lucrul acesta, va vorbi colegul meu de mâine. Prezentarea lui se numește online marketing as easy as making a coffee. This bring your own thing is nothing that a company should fear of, but it should be aware and it should have a policy in place and make it possible for employees to bring their own device. If they feel this device supports the individual work style and at the end of the day also increases their personal productivity. So bring your own is not something that you should fear of, but it's something that you should actually take care of. This anytime, anywhere, as already said on one of the first slides, is something that's present. People want to be able to work from everywhere because the boundaries between private life and business life are actually blurring. So there's no 9-to-5 job. Most of the times there's no 9-to-5 job anymore. So people have to mix up to get everything done and juggle around with personal and private stuff as well as the business or get the job done in business. They have to do it whenever they can. So they really mix up everything and they have to be able to do that. And the companies have to provide the kind of infrastructure in terms of networks, but also in terms of devices to get the people to do that or enable them to do that. Costuri implicate. Vreau să calculez un cost pe fiecare unii, dar deja mi-a ieșit tabelul un prea mare și am renunțat. Și foarte interesant, am depășit puțin bugetul, avem 20.000 de lei, deși rata de conversie este foarte aproape de ce ne-am propus, 0,96%, practic e 1%. Cu toate astea am obținut doar 900 de vânzări, la un trafic ceva mai mic, e adevărat, dar practic noi acum, dacă vrem să creștem, ăsta e la sfârșitul unei luni. Cum facem în următoarea lună să ne atingem obiectivele? Ce optimizăm? La ce ne uităm pentru următoarea perioadă? Și poate că ar fi simplu de mențit ăsta cu 1,1, apropo de numărul de vânzări pe care vrem, dar în mod cert depășim bugetul și mai mult o să vedeți în slide-urile următoare că nu este neapărat rezolvarea problemei, pentru că valoarea medie pe vânzare e diferită pe fiecare canal de trafic, e diferită între canalele de trafic. Oamenii sunt diferiți, vin cu mindset-uri diferite de pe Facebook sau de pe un comparator de prețuri. Vin pentru motive diferite, cumpără produse diferite și poate, cel puțin la fel de important, cu margini diferite. De pe un comparator de prețuri, publicul care vine pentru că aveți prețuri mici. Ceea ce înseamnă de cele mai multe ori că aveți și o margine mai mică.
dacă toți cumpărătorii care îi aveți ar fi de pe un comparator de prețuri, marginea voastră ar fi de 15%, n-ar mai fi de 33% cât era media. Pe de altă parte, dacă ne uităm la traficul direct, ne aduce 30%, și cel mai profitabil cumva ar fi abonații la newsletter și cei din search-ul plătit. Toate astea generează o marjă generală a vânzărilor pe care voi le obțineți pe canalele respective, pe care le-am evidențiat aici. Aici este adaosul mediu pe fiecare vânzare în parte, pe fiecare canal. Deci o vânzare pe un comparator de prețuri generează 36 de lei marjă, o vânzare către un abonat newsletter generează 100 de lei marjă. Diferența este foarte mare. Și pentru că înainte aveam costurile pe fiecare canal de generat vânzări, aici am calculat marja efectivă pe fiecare din canalele pe care am folosit. Și întâmplător, nu, eu chiar sunt un fan al tuturor canalelor de online, nu vreau să spun că Facebook sau GDN-ul nu sunt canale bune, sunt foarte bune. Doar am vrut să subliniez că unele canale s-ar putea să iasă pe minus când faceți o vânzare. Nu te subiți, este, da? E restul meu, mai trebuie să punem aici altă PSL ca un sandwich. Nu mi-e fauna, da. 5 cărți. Și am atât să-mi dau seama care e. 1, 2, 3, 4, 5. Mai zâmbit un pic la 6 ăla de caro, dar nu dau seama de ce. 1, 2, 3, 4, 5. Facem așa, apeși pe buton. Și în momentul ăsta mai rămân 1, 2, 3, 4. 1, 1 dispare. Singură carte dispare. Pentru prima oară, mai e carta ta aici? Era aici, am câteva secunde, corect? În schimb, tu ții pachetul la mână de la începutul trucului, uite-te prin mijlocul lui. Băi! Cum nu-i roala? Ia mai dă-l. Dă-i vezi, poate-i trecut de-l. Ce carte ai avut? De ce n-ai scris 2 de rog? Eu am crezut că ai scris asul. Stai de, dacă nu-ți convine 2 vreodată și joci poker și nu-ți convine 2-ul, tu să-mi dau socul, nu. Dar vezi că m-am cu 2-ul mă. Cu altele numere, așa. Sau mai e așa.